Astăzi, la acest eveniment important, comemorarea a 30 de ani de la retragerea trupelor din Afganistan. Un război crâncen, un război turc. Mulțumim domnilor veterani că ați ajuns astăzi să fiți alături de noi, că aveți fețele luminoase, că sunteți niște oameni deosebiți. Împovărați de problemele cotidiene, nu izbutim să facem o analiză cât de importante lucruri trec pe lângă noi. Și cât de mult înseamnă pur și simplu să-l înțelegi pe un om, să-l ajuți, să fie alături de el atunci când are o durere. Vreau să menționez că în Muzeul Ministerului Interne vin mai multe preante biografii, vin mai multe fapte care, de fapt, vor fi interesante celor ce vor veni și vor servi în Minister în viitor. Carlo Bradocean Iurie Gheorghe. Comisarul șef al rezervă Plăcinte Nicolae Mihail. Mulțumesc, domnul serviciu, în cadrul Ministerului de Interne. La ecran ai ascuns informația 6 copii. Deja a pornit și... Duce pentru mine, de clasa 1. Comisarul șef Șumila Valeriu Nicolae. Servez Republica Moldova și Brigada Fulger. Comisarul principal Racoviță Constantin Gheorghe. Servez Republica Moldova. Mai puțin incendii în cadrul Inspectoratului General de Stat de Lucrări. Servesc Republica Moldova. Sunt conducerea serviciului ne apreciază. Așa erau timpurile că trebuie să plecăm să deplinim datoria de ostaș. Aș dori că să nu mai știe copiii noștri, să nu vadă, să nu știe ce este, să înseamnă război, să nu vadă ceea ce am văzut noi în tinerețea noastră.